Salutare Houdinașilor și bine v-am găsit la un nou episod cu Granny Multiplayer în Roblox. Suntem aici cu Grenioara, dar înainte să începem episodul vreau să vă spun tuturor să mergeți pe primul link din descriere către Instagramul meu, să rupeți acolo butonul de follow, pentru că acolo postez atunci când mă joc împreună cu voi la story și puteți să mă căutați și manual, îl aveți acolo sus în stânga, Houdini.insta, apăsați follow și să nu uitați să rupeți și butonul de like și de subscribe și hai să-i dăm bice să vedem ce mai face Grenioara. Din câte vedeți mai avem nevoie de încă un bostanel ca să ne putem lua fire staff-ul, adică măciuca în flăcări cum ne place nouă să spunem, și suntem și pe Office, Nicerino, suntem pe harta mea preferată, nu știm cine este Granny pentru că nu am intrat de la începutul meciului, dar măcar suntem pe harta mea preferată numărul 1, numero 1 pentru fratele Houdini, așa că ne plimbăm pe aici și a frumușel să căutăm și noi lucruri care ne-ar ajuta să scăpăm de cotârcă. Hai să vedem și în dulăpior. Nu-i nimic nici în dulăpiorul ăsta. Ok, hai să ne uităm și prin baie. Sau nu ne mai uităm că m-a paradit Granny. Mi-a dat bastârcă, nici n-am văzut-o, frate. Mi-a venit așa pe la spate, am văzut o bastârcă în flăcări și aia au fost, vere. Aia au fost și stă să mă și campeze. Aolo, aolo, stai că dau cu liv. Stai că dau cu liv, că m-au prins așa la cotitură. N-am apucat să o văd, frate. Am dat cu liv, să vedem. Poate mă mai dă totuși acolo în viață, dacă nu, să mă bage într-un alt lobby, pentru că nu vreau să aștept 5 miliarde de ani până mă bagă iarăși, adică na, până îi prinde pe toți, până nu știu ce, până bla bla bla, la 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 la. Hai să vedem. Așa, frate, ăla-i ticule, ăla-i ticule, ia uite, mai intra și altcineva. O reușit să intre și Bia24, Eddie probabil că este Houdinaș, Laura cu siguranță este Houdinașă. Deci suntem aici Houdinașii pe felie. A intrat și Sena la din nou. Ok, Anu Barosanu, dacă o vedeam pe Granny, sincer, măcar să reușesc să fug și eu puțin. Dar, frate, nici n-am văzut-o, a venit direct bastărcă peste freză. Păi așa joci tu, Granny? Păi atunci stai liniștită că schimbăm ăsta, schimbăm harta. Ce crezi, că nu merge? Merge? Cum să nu meargă? Ok, Anu. Încă 9 secunde și intrăm. Granny este Bia24, Nicerino, Nicerino. Suntem iarăși acasă la Granny, deci suntem la casa ei mult iubită. Mamă, mamă, ia să vedem Editha. Editha e Houdinaș adevărat? Da, cred că s-a spinuit. Da, deci cu siguranță e Houdinaș adevărat. Salutul nostru clasic de Houdinaș și cel mai șmecher de pe planetă. Ne luăm și bastârca asta în mână. Păi dau și eu cu ciocardeles după Granny. Dau și eu cu ciocardeles, nu o las în pace. Hai să mergem pe partea asta la altă, sincer, că dacă nu, sigur o să vină cotârca asta. Deci vreau să dau jos lemnele de acolo de la Playhouse, după care vreau să le dau și de la ușa asta principală, să știu că sunt date jos, pentru că nu vreau în ultima clipă să stau să caut ciocardeles. Acolo este ăsta special key-ul, ca de obicei. Și hai să mergem. Aolo, ce mă gliciuiește. Aolo, ce mă gliciuiește. Aici avem șurubelniță laina. Hai mă că nu vrea să-mi iasă cuvântul. Șurubelniță laina, așa. Aici avem șurubelniță laina, să nu uităm. Și pe aici nu-i nimica. Ok, dăm jos lemnele astea repede, repejor, cât de repede putem. Bun, acum încercăm să deschidem ușa asta. Sperăm să nu fie Granny după ea, dar este Granny. Deci am anticipat greșit, pentru că chiar era cotârca. Ok, acum o luăm pe partea asta la altă și încercăm pe partea asta la altă ca să dăm jos lemnele, să fie date jos. Să știm că nu mai avem probleme mai târziu cu ciocardeles. Ok, deschidem ușa asta, sperăm să nu fie Granny. Nu este Granny, dăm asta jos aici. Lăsăm ciocardeles aici, ne uităm repede aici așa. Nu-i nimic aici, cred că am văzut un bostanel. N-am văzut niciun bostanel, ceea ce e rău, pentru că vreau să-mi iau și eu fire staff-ul ăla, pentru că îmi place mult de tot măciuca aia în flăcări. Așa că, hopa, 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 de cine dăm noi aici? Este chiar Grenioara. Aici parcă nu era nimic, nu? Stai că am uitat, am Alzheimer. Mă gândeam că poate ne-am băgat în seamă. Stai să ne uităm și... Aoleo, de cine am dat? Aoleo, de cine am dat? Aoleo, Bia, mersi că mi-ai dat bastârcă peste freză. Aoleo, aoleo, de cine am dat? Oh, și avem aici bosanello, nice. Măcar putem să ne cumpărăm fire staff-ul. Sper să nu vină cotârca. Punem asta aici să fie pus. Să-l avem la îndemână. Ok, și hai să ieșim pe aici prin băiță. Încercăm să dăm asta. Bun, avem aici o pânză de păianjen. Au uitat Grady să mai șteargă praful. Am înțeles. Bun, în dulapul ăsta nu-i nimic. Oh, aici avem rotița. Nice, mă duc să o pun acolo la ăsta, cum se numește, la playhouse. Asta dacă nu vine cotârca după mine. Acolo nu-i nimic, ok. Deschid asta, țac, țac, țac. Sperăm să nu fie noi aici Granny. Lăsăm și rotița asta aici. Salut. Nu știu de ce mai avem nevoie aici. Mai trebuie ceva pe aici așa, dar nu știu ce. Ok. Cleștele. Oh, și am scăpat. Deci tot cu cleștele. Bun, deci hai că am învățat și aici care e schema. Deci ai nevoie de clește. Ai nevoie de clește aici, cred, și de clește acolo. Deci practic tai două chestii cu cleștele. Sau aici, deci, nu, aici ai nevoie de ciurubelnița, aici dai, sau nu mai știu exact. Dai jos cu ciurubelnița, după aceea cu cleștele. Sau în fine, ceva de genul ăsta oricum. Măcar am văzut, uite acolo deasupra e încă un bostanel. Hai să mergem să o căutăm pe Granny, să ne vadă că scăpăm. Pentru că nu vreau să scap așa doar și să o las pe cotârcă. Deci nu-mi place, frate. Deci dacă plec așa pe episod și cotârca nu știe, nu știu, frate, mă simt așa prost. Mă gândesc, bă, dar Granny nu trebuie să știe și ea că noi scăpăm, că fugim. Adică, nu știu, să se simtă și ea singură. Mersi foarte mult pentru abonare. O să apară pe mijlocul ecranului sus cine s-a abonat. Nu pot să văd cine s-a abonat, dar îți mulțumesc foarte mult pentru această abonare. Ia să vedem, uite aici, uite aici pe cotârcă, măcar ne-au văzut. No, hai cotârcă după mine dacă vrei să vezi și tu cum rămâi singurică în casa ta, pentru că ne-ai ținut foarte mult aici blocați. Și hai să vezi cum rămâi tu singurică în casa ta. Ia să vedem bine. S-a dus pe partea asta la altă, nebuna. Deci s-a dus pe partea asta la altă. Ia uite, dar oricum nu poate să ne prindă pentru că e ușa deschisă. Aoleo, de ce ai făcut asta? Aoleo, aoleo, cum ar fi să mă prind acum? Mamă, de ce eu... Mamă, ce-o făcut acolo? O închis ușa și mi-o închis ușa în față. Papa, cotârco. Te pupă, Houdini, cotârco, cotârcano. Am plecat, nu mai stau, că sigur îmi dă dacă nu o bastârcă peste freză. Oioi, deci am făcut 282 de dolari. Nicerino, nicerino. Am făcut ceva bănuți, sincer să fiu. Hai să mai dăm încă un mecian, dar întâi și întâi vreau să îmi cumpăr fire staff-ul. Dăm așa frumușel pe shop. După care mergem pe ăsta și aici dăm pe ăsta și dăm buy. Ok. Și are și fratele Houdini fire staff-ul. Dăm așa. Nu, la inventar trebuie să dau. Dăm așa. Și hai să ne punem și noi fire staff-ul. Aolo, ce fain e așa. Auriu, frate. Și-o băgat și Granny banii într-o măciucă din asta de aur. Nicerino, nicerino. Ok, și hai să-i dăm cu play. Să vedem cine o să fie Granny. Am picat la fix. Și suntem pe Office, pe harta mea preferată. Nicerino, să vedem cine pică Granny. Parcă văd că pic eu Granny. Dar e bine dacă aș pica Granny pentru... Ba, nu, a picat Eddie. Editha este Granny. Nicerino, panibino. Nicerino. Încă 5 secunde și începe meciul. Deci suntem cu Bia24, Ciceroco, Eddie, Laura, Sena la. Nicerino, frate. Nicerino. Nu ducem rău. Suntem aici hudinașii puternici și hudinașele. Hai să ne uităm repede și în baia asta. Sper să nu vine cotârca. Avem cleștele deja. Deci dacă avem cleștea, nu avem acolo ăla, dar nu ne trebuie. Cine ar trebui nou acum? Să tăiem repede asta. Țac, 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 să fie tăiat. Aici nu-i nimic. Bun. Și acum suntem pe forțichi. Uite-o pe Granny. Cam târziu, cotârca. Cam târziu, cam târziu. Dacă venea mai repede ne prindea, dar așa e ok. E super șmecher. Pentru că am reușit să scăpăm practic. Ia să vedem bine cotârca. Nu închide ușa aici, nu închide ușa. Ok, are șcheița de la seif. Nice, nice, nice. Deci mai ne trebuie doar țeava. Deci dacă ia cartela din seif, mai avem nevoie doar de țeavă. Dar probabil Granny știe că ne place să scăpăm pe sus. Dacă este un hudinaș sau o hudinașă. Știe că ne place să scăpăm pe sus și probabil, ba nu, uite că stă acolo jos, n-ai serino. Mergem să punem țeava. Deci mergem să punem țeava, după care mai avem nevoie doar de cartelă. Nu știu dacă o luat cineva cartela, dar din câte văd nu, deși aveau cheița de la safe. Dar nu știu ce au făcut oamenii noștri. Va trebui să mergem noi să cercetăm acolo, mergem în inspecție. Punem și noi țeavone aici așa frumușel și mergem în inspecție să vedem ce face cartela noastră, dacă este încă în safe. Ne uităm să vedem, nu vine nimeni cu carteluța. Ok, anu. Aoleo, că am sărit exact pe lângă. Ba, uite că vine acum cu cartela. Mamă, era Granny aproape de mine. Hai să mergem sus. Oh, du-te și deschide, du-te și deschide acolo, Bia, pentru că noi ne mai distrăm puțin cu cotârca. Iar nu-mi place, frate, deci nu-mi place să plec dacă ea nu știe. Deci trebuie să știe că o să plec. Cam asta e șmecheria. Vrea să ne lase să scăpăm. Cred că s-o sătura de noi cotârca. O împingem de la spate, o împingem de la spate, cotârca. Gata, fug, 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 numai, că se supără pe mine. Se supără cotârca. Hai să vedem dacă vine după mine. Nu vrea să vină. Deci s-o supăra pe noi cotârca și vrea să plecăm. Mamă, numai, că poate-mi dă bastârcă. E supărată pe noi, e clar. E clar, gata, nu mai vrea să vină după noi. Hai să fugim pentru că nu mai vrea să vină cotârca. Nu mai vrea să audă de noi. S-a supărat pe noi și vrea să plecăm. Ia de data asta nu mai vrea să ne țină închiși. Doar că singura chestie, cred eu că era, că nu-și mai amintea pe unde o pus toate chestiile astea ca să putem noi să scăpăm. Cel mai probabil. Hai să sărim, fraților. Oi, am primit 126 de dolari. Bă, ne mulțumim și cu atâta. Era bine dacă primeam și mai mult. Oricum, cam asta a fost episodul, fraților. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. Să nu uitați și de Instagram-ul meu. Îl aveți acolo în descriere, primul link. Apăsați follow ca să fiți la curent cu tot ce postez eu, pentru că acolo postez în cazul în care mă joc împreună cu voi. Așa că dacă vreți să vă jucați cu mine, follow, apăsați pe follow și să nu uitați să rupeți și butonul de like și de subscribe. Vă pupă fratele Houdini și ne auzim pe următorul episod. Pa, pa!